Timișoara Business IT Podcast. Bună, bună, bună! Suntem Elna și Alex. Salutare! Și astăzi avem plăcerea să introducem echipa Timișoara Film Society, care ne vor prezenta noul lor film, Asimptomatic. Bine ați venit! Ok, să rugăm fiecare membru din cast și echipa să se prezintă. Hai. La dreapta? Cine vrea? De la domnișoare. Mai jos. Bună, mă numesc Alisa Roteliuc. Și ce faci la Timișoara? În general. Bună, numele meu este Simion Caragia. Bună, numele meu este Serac Vanessa. Bună, mă numesc Mihai Groza. Bună, Raluca Cârcei. Hello, hello, Farcaș Mario. Și micul de Opi. Și micul de Opi, Ovidiu Roteliu. O întrebare deschisă pentru toți membrii echipei. Cum ați contribuit fiecare la producția filmului? Care a fost rolul vostru? Hai să începem tot din partea aia. Hai să începem cu începutul, cum s-a născut? Eu am contribuit cu scenariu și pe lângă scenariu am mai ajutat și la diverse munci de jos. Eu am contribuit să joc în film, dar am contribuit și la creionarea poveștii, cumva idei pentru scenariu, atunci când s-a modificat puțin. Și am făcut și eu munci de jos, dar nu dăm spoiler. Și eu am contribuit ca actriță alături de Simi, care m-a sprijinit super, super mult la fiecare pas și mulțumesc, Simi. Superb, a ajuns la mine, la naiba! Da, deci eu am făcut parte de CGI a filmului. Mulțumesc! Eu am fost mai mult după crearea filmului și ajut să îl promovăm, sunt fata de la marketing. Eu cu Ovi amândoi am lucrat pe partea de imagine și eu am lucrat pe partea de styling un pic. Am împărțit toate hainele mele cu Simi. Cam aia au fost. Și la asta Vanessa, da? Rolul meu a fost să filmez, cred. Am filmat, am mai editat. Exact cum a zis Simi, noi am venit doar cu... Am mai venit din când în când cu input pe scenariu, pe anumite chestii, dar na, fiecare a avut rolul lui bine definit, ca să zic așa. Toată echipa implicată. Da. Bun, acum pentru Simi și Vanessa. Care sunt pasiunile tale? Ladies first. În primul rând actoria. Să începem așa. O pasiune pe care am descoperit-o destul de recent, cu ajutorul lor, cu ajutorul Timișoara Film Society. O altă pasiune de-a mea este psihologia, pentru că sunt psiholog clinician și psihoterapeut. Mă bucur că-ți place. Și cred că o altă pasiune cu care tot cochetez este scrisul. Am încercat și eu să scriu scenarii, nu ies așa, Alisa. Nu ies ca ale ei, dar... reușesc la poezie, așa că... Și cred că astea trei pasiuni se îmbină foarte fain și cumva în fiecare domeniu e nevoie de câte puțin din fiecare pasiune ca să se construiască un întreg. I agree. Păi, în primul rând, actoria. Actorii. Nu glumesc. În film, pe scenă, pe scena teatrului. Dar în ultimii ani, datorită echipei Timișoara Film Society, am descoperit că îmi place să stau și în spate. Adică să observ cum se întâmplă lucrurile, nu neapărat să fiu pe scenă. Pe lângă asta, sunt cântăreț. Îmi place muzica foarte mult. Să compun, să dansez mai puțin. Depinde cât beau. Da, în mare parte, cumva îmi place și foarte mult partea de asta în față, chiar dacă este vorba despre cântat sau jucat, dar și partea din spate, când compui, când, joacă altcineva, de exemplu, trecem iară la partea de jucat.
să spunem, pe asistență regie, pe boom guy cu sunetul, că dacă toți sunt familiar cu sunetul, deci cam asta ar fi, și celelalte... Muncile de jos, deloc. Muncile de jos, de fac de drag. Sau, mă rog, de nevoie. Cam asta ar fi în linii mari. Care este scena ta preferată din film? Toți. Spoiler time. E foarte greu să spunem, mai ales că noi am văzut filmul de foarte multe ori și nu putem spune, să nu putem da spoilere. Eu propun că am văzut trailerul cu toții. Mie îmi place mult că cu acest trailer captăm atenția. Îmi place să-l văd pe Simi săgetat. Oh. E Copidon a fost. E... Da. Trebuie să zic din trailer. Dacă tot e să luăm din trailer, mi-a plăcut foarte mult să trag cu arcul. Riscant, de-a dreptul. Știu că la un moment dat eram într-un tunel și trebuia neapărat să ne asigurăm că pe partea elaltă nu e nimeni, pentru că este un arc pe bune. Nu e, e prop, dar e armă. Și a fost interesant și senzația aia de, nu știu, să tragi cu arcul. Foarte interesantă. Plus, la filmări, în timp ce mă cățăram pe o stâncă, la un moment dat, cred că să trag după o dronă, făcută de domnul din stânga mea, dreapta dumneavoastră, dă e, nu e imaginară. Era în imaginația lui, da. Am dat peste o familie de șoricei. Am stricat cuibul. Și ieșeau afară și încercam să-i bag înapoi. Ieșeau afară, eu băgam înapoi. Deci cam... Cam atât din partea mea cu spoilerele pentru astăzi. N-am neapărat o scenă favorită din film. Mie îmi plac toate, că dă, l-am scris eu. Dar mi-ar fi plăcut... Eu am apreciat foarte mult că noi în film am folosit scena cu un câine antrenat pentru atac și mi-ar fi plăcut tare mult ca Simi să fie într-adevăr atacat de un câine ca să-l vedem cât de bine joacă. Dar... a fost Cezar Boicu, care e antrenorul câinelui, Elf se cheamă, cățelul din film. Asta mi-a plăcut, mie cel mai mult, cățelul. Nu am fost eu ăla mușcat. Da, Cezar. Spoiler alert. Dacă trebuie, nu. Femeia știe mai mult. Lasă-mă și pe să vorbească. Nu știu cine a zis mai devreme că nu cred că pot să aleg o scenă, pentru că am văzut de prea multe ori filmul și cred că subiectiv maxim, adică nu pot să mă detașez deloc, cred că trebuie să treacă foarte mult timp să nu-l mai văd și să încerc după aia, nu știu, să treacă un an de zile, dau un exemplu, și să-l văd după aia din nou și atunci să pot să zic, da, parcă partea asta, până atunci, no way. Cred că trebuie să merg la psiholog. În ce limbă, română sau? Sau engleză. Ce vreau să zic eu legat de asta? Cred că scenele mele favorite din film sunt absolut toate scenele care au fost filmate la Sasca Montană, în natură. Și nu neapărat... Adică sunt foarte convins că am făcut treabă foarte bună acolo, dar cumva sunt și mai legat de faptul că am fost acolo toată echipa 3 săptămâni și am stat împreună și am mâncat împreună și am râs împreună și am creat atâta echipamente prin munți și prin frig și prin nebunii, fum în special cu Vanessa. Și am dormit împreună 8 oameni în cameră, pe parchet, pe cum am apucat. Cred că, nu știu, pentru mine astea sunt cele mai frumoase scene din film, pentru că alea ne-au legat foarte mult ca echipă. Noi până în acel moment n-am avut partea de experiență de genul, adică nu... Chiar am fost acolo, am stat 3 săptămâni în primul, mi s-a părut genial. De-aia toate scenele din film legate de natură, alea sunt preferatele mele. Sunt foarte multe momente în care Simi cu Zoe s-au conectat și au avut o intimitate foarte profundă, de multe ori doar privindu-se. Și cred că alea sunt scenele care mie mi-au plăcut cel mai mult. Cumva s-au cunoscut, Zoe zăpăcită, el zăpăcit, cu nevoie de conexiune amândoi și sunt mici chestii acolo care prezintă foarte mult. Și asta îmi place, că pe parcurs am văzut conexiunea lor la fiecare scenă.
Și e... chiar e. E o conexiune. Mergeți la film să vedeți. Și știi care este preferata mele? Oh, care e partea ta favorită? Da. În trailer, nu? Da, în trailer. Care e partea ei? Le spune ea. Da, spune că Zoe este imaginata ta. Zoe este real. Zoe e reală. Da, da, da. Deci și fața lui Simi, ai văzut? O imitat și fața. Da, e fața așa. Cum este reală. Care a fost cea mai dificilă scenă de realizat din cadrul filmului? Cred că cele mai dificile scene, din nou, au fost cele filmate la Sasca Montană, în natură, pentru că nu neapărat că au fost greu de realizat, am avut foarte multe echipamente de cărat, uneori pe drumeții de câte o oră, o oră jumătate, și ne plimbam cu noi, cu generatorul efectiv după noi și cu rucsaci în spate și cu mâncare și cu apă, și alea mi s-a părut, din punct de vedere fizic, cele mai grele. Acum, noi mai avem o scenă cu ambulanță. Nu vreau să dau foarte multe spoilere cumva, dar cumva noi am făcut request pentru acea ambulanță într-o perioadă în care nu prea aveam cum să facem rost de la Spitalul Județean de ea, și am avut noroc că în comuna din care eu vin avem un doctor veterinar, Mihaela Mârză, care ne-a dat ambulanța veterinară. Mulțumim, pentru a filma cu ea scena de care aveam nevoie pentru film. Aia mi s-a părut o chestie... Da, da, să-l omorâm pe animalul de Simi, da. Aia mi s-a părut o chestie interesantă, adică am condus ambulanța. A fost amuzant. Dificil din punct de vedere al creării scenei respective. Să zicem, de filmat nu mi s-a părut dificil. Cred că cel mai dificil mi s-a părut în postproducție, după ce a trebuit să facem partea de CGI. MV a intrat în, să zic așa, a intrat în ecuație după ce noi deja am avut niște filmări făcute și nu l-am avut aproape atunci când am filmat, să zicem, de la început să ne zică: "Bă, ar trebui filmat așa ca să putem să facem", pentru că în CGI, știți și voi, trebuie să-ți închipui unde vine aia, unde vine aia și așa mai departe. Mie alea mi s-au părut cel mai bine, mie, cred că lui. Dar na, am fost și eu cu el acolo, am văzut, și alea mi s-au părut dificile. Mai ales că cred că e prima noastră experiență de genul ăsta. Da. Da, chiar a fost, deși sunt foarte puține scene, au fost anumite challenge-uri, pentru că nu neapărat modul de a filma. Trebuie să respecti anumite reguli ca să poți face CGI. Practic, tot environmentul trebuie refăcut pentru a aduce o dronă în acel spațiu, și asta a fost puțin cam dificil. Ore în șir de rendering, ore, câte 8 ore doar pentru un simplu preview, doar ca să vezi dacă e în regulă sau nu. Da, am învățat foarte multe lucruri din toată experiența asta, împreună, să spunem așa. În ce parte îl dau? Eu vreau să scap repede de el. Da. Acum, o întrebare pentru toată echipa. Cât timp a durat proiectul de la idee, la execuție, la producție? Mult. Cred că am început filmările în 2020. Primăvara, toamna? Toamna. Am început cu Sasca Montană. Le-am început toamna. Și, din păcate, pandemia cumva ne-a stopat foarte mult din cauza restricțiilor și toată nebunia ce s-a creat. Apoi a trebuit să reschimbăm scenariul total, pentru că scenariul trebuia să aibă total alt final decât o să vedeți. Și a trebuit să-l reschimbăm. El cumva... Parcă sunt două filme îmbinate, da. Și... Iar a durat mult până ne-am întâlnit, până am, nu știu, brainstorming toată ziua, cum să facem, cu schițe, cu nebunie, după aia până l-am scris. Dar da, din 2020, din tot 2020. Lucrăm pe el. Dar în sfârșit...
în 23 februarie. Care au fost piedicile în producția filmului și cele mai mari challenge-uri? O întrebare deschisă la toată lumea. Deci. Bun. Noi am început filmările având pe cineva în echipă care se ocupa de partea de regie. Între timp s-au întâmplat întâmplări. Așa, da. Și de la a doua jumătate a filmului a venit alt regizor, am lucrat foarte bine, i-a ajutat foarte mult pe cei doi actori, dar s-au întâmplat iar întâmplări. Și am rămas fără regizor și a trebuit să facem regie de grup, dar o să vedeți că a ieșit chiar foarte bine. Noi gândisem un scenariu, o poveste, a gândit o poveste, împreună cu frățiorul mai mare, care se lega cumva de contextul pandemiei. Până una alta s-a dus pandemia și nu mai avea relevanță scenariul cu pandemia. Adică ăla trebuia făcut atunci, a dat repede, în pandemie. Că era foarte legat de pandemie. După care am zis, no, ce facem? Și s-a reciclat foarte mult, că noi suntem eco și am reciclat mult material. După care am zis, hai să vedem ce lipsește. Și a intrat acest nou regizor, care ne-a ajutat foarte mult pe partea de și pe scenariu inclusiv ne-a ajutat, dar pe partea de poveste, chiar și cred că un pic la text, ceva a umblat el așa să fie mai ușor pentru noi, să fie mai apropiat, mai firesc cumva, să nu fie prea teatral sau să fie foarte ușor de digerat, așa, exact cum vorbim noi acum. După care am făcut regie colectivă. Ne uitam, făceam cu rândul, trăgeam, mă duceam chiar și eu în spate, mă uitam, băi, hai să mai încercăm, hai că nu e chiar ok. Că îmi dădeam seama că nu e regulă să fie așa cum e. Și tot încercam. Ne-am dat cu părere așa, colectiv. Să zicem 20%, sper eu, zic eu că e bine, 20% este filmat în regie colectivă. Cam atâta mai aveam. Deci mai aveam, s-a necat la mal, practic. Mai avea 3 metri și 3 etape. S-a necat. Mă bucur că chiar dacă a plecat așa fix când era cea mai mare nevoie, amândoi au avut un aport foarte mare asupra filmului, adică dați-i cezarul și a cezarului. E ok. Din păcate, n-au rezistat până la capăt. Cam atât din partea mea, mulțumesc frumos. N-au... Deci, dacă, cum a zis acum Simi, știți că n-au rezistat. Deci e clar că echipa e problema. Deci vin oameni și zice, bă, cu ăștia nu se poate lucra. Și pleacă, știi? Acum stau și mă gândesc că cum a trecut și acum îl scoatem, e în cinema și bla, bla, bla. Parcă nu mai văd nimic de care să mă plâng. Adică mi se pare totul perfect. Exact chestia aia, știi? A fost greu, am trecut prin diferite probleme, dar am reușit. Da. Trebuie să avem parte și de din alea. Da. Am mai fost astăzi de dimineață la o televiziune și am vorbit și cred că și acolo ne-a pus întrebarea asta și pe bune, deci îmi dau seama că și acolo și aici nu reușesc să răspund la treaba asta că ce? Ai trecut peste toate. Da. Ai găsit repede soluții și toate de astea. Da, dar poate na, oamenii vor să știe păi, ce problemă ai avut și cum ai trecut peste ea. Bun. MV, ia să vedem. Eu nu. Eu sunt de acord cu voi. Cred că oricum într-o echipă fiecare vine cu propriul stil de viață, cu propriile convingeri, cu propriile frustrări și bineînțeles că pe parcurs au existat și momente ale fiecăruia personal în care poate era mult, era greu, era fiecare și cu alt job pe lângă, cu alte probleme de acasă, dar exact cum spune Ovi, mă uit acum în spate și nu pot să-mi amintesc cine sau de ce era supărat. Cumva nu mă gândesc la niciun moment rău. Nu știu, când mă uit la ce a ieșit, parcă a mers tot așa. Plus că la noi, la filmări, se râde foarte mult. Da. Adică am râs, asta clar îți aduce aminte, că s-a râs foarte mult. La unii de alții, nu? Unii de alții, accidente, tot felul de chestii. Dar, scuză. Eram noi, ce anume. Așa.
Continuare. Muy gracias. Deci, ce vreau să zic este că... Da, nu, hai că dacă trebuie să... De fapt, tot timpul trebuie să încheiem într-o notă pozitivă. Iată-ne aici, ne-am distrat foarte mult. A ieșit un produs frumos și ne bucurăm să-l avem în cinema în 23 februarie. Despre asta este vorba. Mai vreau să zic eu, o provocare importantă după film a fost să decidem în ce cinemauri băgăm acest film. Și până la urmă am decis să fie la noi, că era normal să fie la noi într-un singur cinema. Vă așteptăm la Shopping City și în București la Afi Cotroceni. Okay. Pauze de pași după aia, bine? Da. Da, ia zi. Unde ați filmat și de ce? Uf. Că eu sunt omul care tot vorbește de natură. Pentru prima parte a filmului, tot ce s-a filmat în natură, s-a filmat în Sasca Montană, mai exact pe cheile Nerei. Eu cumva cunosc zona de foarte mult timp și când am văzut scenariul și am văzut, ok, avem nevoie de foarte multă natură, zic, ok, perfect, rămân cheile Nerei. Și atunci am fost o săptămână și am făcut toate traseele posibile de acolo. Știu că le trimiteam băieților pe grup video-uri cu gen am fost aici, se poate fi... Deci nu mai puteam să respir pentru că urcam și coboram. În fine, a fost o distracție totală acolo. Nu știu, Sasca Montană și Cheile Nerei au o frumusețe aparte. Mi se pare că am ales cea mai bună zonă în care puteam să filmăm pentru film. Iar în a doua parte a filmului e majoritatea filmat în Timișoara, pentru că, așa fiind scenariul, aveam nevoie de un oraș. Și noi, dacă suntem Timișoara Film Society, am zis să nu filmăm la Cluj, știi? Na. Da, în Timișoara, cred că am filmat și prin Peciu, dacă mi-aduc aminte, zicea Mario la un moment dat, și în Giroc, că la un moment dat era întrebarea, unde, când am filmat în Giroc? Da, eu am întrebat. Da. Nu? Da. Dar chiar și... actorul a uitat. Da, și cred că am filmat și prin Giroc, deci e clar Timișoara și împrejurimi. În film, la un moment dat, în trailer, scuze, nu în film, era un skyline super fain pe acolo și vreau să întreb ce cartier din Timișoara e skyline-ul respectiv. Cu orașul, cu turnurile. E CGI acolo. CGI, da. În ce cartier la Timișoara a fost filmat? Și asta e? This one you're talking about? Nu. De fapt era obiectivul așa bun? Nu. Da, e pe Bega, undeva spre uzina de apă, parcă? Da, acolo. Dar filmat dinspre uzina de apă, înspre oraș. Și normal, dacă n-ar fi fost CGI-ul, ai fi văzut în spate... biserica aceea ungurească din modern. O știți aia care are o formă mai... Înspre... Așa e. Deci filmat dinspre... Da. Deci așa, aia e de fapt zona, dar cumva nu-ți mai dai seama pentru că sunt refăcute. Așa, și că tot vorbeam un pic de CGI acum, noi în scenariu cumva vreau să arătăm o trecere a timpului în prima parte a filmului, iar vorbim despre natură. Și au spus băieții la un moment dat că ar vrea cumva să-i vedem pe cei doi actori în mai multe ipostaze, adică îi vedem în natură, îi vedem lângă apă, îi vedem la un moment dat în film, chiar și în trailer, vedeți un deșert. Deșertul acela nu există. Sasca Montană fiind un vechi sat miner, tot ce s-a scos din mine, nisipul care a rămas, a fost spălat și a fost depozitat undeva în afara satului. Noi cumva... Am mers acolo, deci nu cred că vă puteți închipui exact cât de mare și cât de mult nisip este acolo și atunci am filmat exact pe bucata aia, după care pe partea de CGI din nou s-au făcut niște dune în spate. Dar platoul acela de nisip, bine, în trailer e? În trailer este exact partea cu apa care curge. Așa, da, ce e acolo o scenă în care se vede cum o curs apa și s-au format niște urme, da, cum a trecut apa. Deci e un platou, ăla chiar există acolo, cum zicea Mario. Dar restul, ce au fost dune pe lângă și aia, a trebuit reconstruit.
Da. Cum ați lucrat voi împreună ca echipă? Cum s-a construit echipa în cei 2 ani jumate sau 3 ani de producție? Bine, aici e un pic pare un pic ciudat, pentru că nu atunci s-a construit echipa. Timișoara Film Society s-a format cam din 2017. Noi am mai lucrat, multă lume probabil nu știe, dar ăsta e al 3-lea nostru film de lungmetraj, nu e primul. Așa, deci am avut Pisica Verde, care l-am făcut l-am avut în cinema în 2019, am avut În Șoaptă, un al 2-lea film de lungmetraj care s-a nimerit să-l lansăm în pandemie și atunci chiar cinemaurile se închideau, se deschideau și am hotărât să-l punem pe on demand. Și ăsta e al 3-lea film. Plus, înainte de primul film de lungmetraj, noi avem o serie de foarte multe scurtmetraje. Dacă e să lumea să intre pe YouTube, pe canalul nostru, o să vadă că avem undeva pe la vreo 30 de scurtmetraje făcute. Să zic așa, am început cu scurtmetrajele, erau mai simple de făcut și să ne dovedim nouă că am încercat scurtmetraje pe diferite teme ca să trecem la lungmetraj. Adică a fost un fel de, ok, putem să facem și genul ăsta, încercăm și un horror, încercăm și o scenă mai romantică, încercăm și... Am încercat tot felul de scurtmetraje pe diferite teme și când ne-am simțit, să zic așa, pregătiți, am trecut la primul lungmetraj, Pisica Verde. Am văzut că, da, multă lume am observat că ne întreabă și cred că multă lume crede că, de fapt, Asimptomatic e primul film. Așa mi se pare. Suntem la al 3-lea film de lungmetraj. Mulți o să zică, wow, al 3-lea, păi și nu sunteți bogați? Eu sunt de aici ultimul membru din echipă. Am fost un fel de add-on datorită conjuncturii și ce mi-a plăcut foarte mult, prima dată m-am dus pe set. Am fost în spatele scenelor și lucrau ca o echipă. Se ajutau foarte mult, decideau împreună ce au de făcut și mi s-a părut cumva că echipa asta așa va fi de aici încolo și orice membru nou venit poate veni cu idei, ceea ce e foarte important într-o echipă. Alisa, cum ți-a venit ideea pentru scenariu? Ideea n-a fost a mea, ideea a plecat de la Ovidiu. Eu doar am dezvoltat-o. În general, cam ideile vin de la Ovidiu pentru că el e mai mult cu ideile, dar eu le dezvolt și apoi noi toți le punem în practică. În cele 3 luni de pandemie, adică în cele 3 luni în care am stat închiși, așa, am ajuns să mă învârt în jurul, am acolo o canapea în living și mă învârteam în jurul canapelei. Ca să faci pași. Da, da. Pur și simplu, era atunci o chestie că puteai să ieși din casă cu anumite motive, bla, bla, bla. Nu știu cum, am zis, poate filmăm la pădure, poate... Și am luat cumva situația și am plecat de la situație și m-am gândit așa. Cu un personaj, două, ceva mai simplu. Inițial nici nu știu dacă mă gândise să fie lungmetraj. Mă gândeam că poate facem iar un scurtmetraj să nu ne plictisim. Deci stăteai acasă... Îl aveam pe Simi în echipă al nostru. Știm, bă, Simi, ok, te bagi, dai, ok, facem, nu știu ce. După aia, na, ne-am gândit la Vanessa și s-a transformat într-un fel, am zis, bă, am putea să-l facem. Și puteam să mergem acolo în munți, acolo nu aveam probleme. Nu-ți trebuia, adică până acolo cred că îți trebuia aia, adeverința aia până acolo. Dar acolo când erai în munți, ceau, erai în munți. Până acolo, da. Nu. Și cumva ne simțeam și foarte liberi acolo. Cred că s-a născut din cauza situației, cred, ideea. Da. Treaba a stat în felul următor, că filmul trebuia să fie mult mai SF. De-aia cumva eu am întâmpinat niște dificultăți în a scrie, pentru că nu sunt neapărat pe genul ăsta. Dar cum a venit pandemia și ne-a încurcat un pic și am decis să schimbăm total scenariul de la jumate încolo, atunci am intrat eu în modul meu, mie îmi plac chestiile astea un pic mai psihologice, mai și atunci mi-a fost ușor să scriu. Până atunci am întâmpinat dificultăți, că venea frate meu cu idei, cu buncăre sub pământ, cu nu știu de astea, nu știu de astea.
inițial căutați o scuză să ieșiți din casă, care s-a transformat într-un scenariu de film. Păi e greu să ții artiști în casă. Dar noi am suferit mult în pandemie. Noi evadam că mergeam la filmări. Ca sălbatici în pădure. Eram acolo cu torțe. Cu... I'll say this word. Try it, baby doll. Cum poți tu? Care au fost momentele noastre sau voastre? Voastre. Voastre. Ale voastre nu le știm încă, nu, dar nu dacă vreți să ne povestiți. Voastre. Preferate din realizarea filmului. Mă mai gândesc. Eu nu am momente preferate la filmări. Mie îmi place la filmări. Acum, nu știu, faptul că suntem împreună, că venim cu idei, că mă mai pun ăștia să spăl un WC-ul, nu, după ce am scris. Aia nu. N-am momente preferate. Mie efectiv îmi place să fiu la filmări și acolo în acțiune și să aud cum frate mi urlă la Simi, mamă, ce-mi place. Cred că așa cum a spus și Alisa și Mario la un moment dat, cele mai faine momente au fost pur și simplu când ne întâlneam. Și la mine, de exemplu, după foarte multe ore de lucru după care veneam la filmări, nu știu, la mine a fost o perioadă de adrenalină în care n-am simțit deloc oboseala. Am resimțit-o după, dar în timpul filmărilor, cel puțin în a doua parte, eu nu m-am simțit obosită. Mă duceam, râdeam, ne prosteam, filmam. A fost niște momente pe care nu pot să le descriu cât au fost de faine și sunt foarte recunoscătoare că sunt în proiect. Mulțumesc! Mihai? Mie mi-a plăcut foarte mult când te-am văzut cu fetița la mall. Nu cred că e spoiler că apare, da. Sau? Da? Atunci, pentru că mi s-a părut ireal cum un copil și un adult care n-au nicio legătură seamănă atât de bine. Și eu sunt de aceeași părere cu Alisa. Cred că... Speram să fii cu mine. Cred că indiferent de situație și indiferent de ce facem, cred că tot timpul când suntem împreună e fain. Da, e fain și muncim, da. Cum zice Mario? Cum zice Mario? Bine. Care... Putem... Nici oameni. But I just asked this one. Cum ziți... You'd say that one. It's my question, no? No. Simi, Vanessa, cum vi s-a părut să jucați rolul personajelor voastre? Foarte provocator și foarte interesant. Eu m-am descoperit foarte mult prin Zoe și prin Zaira. Sunt pentru mine niște personaje pe care eu nu credeam că pot să le joc sau să le trăiesc, dar am reușit să integrez două femei într-una și să le găsesc o poveste. M-am gândit pentru Zoe ca să pot să o joc puțin și care e istoricul ei, poate din ce familie provine, cum au fost părinții ei, cum a fost ea crescută, ba chiar cum a fost ea până să-l cunoască pe Simi, cum a trăit singură în pădure, ce s-a întâmplat până atunci. Și încet, încet am construit personajul. A fost greu, dar m-a ajutat Simi mult de tot și al doilea regizor, Silviu, m-au ajutat super mult cu treaba asta. Dar da, a fost o provocare. Așa. La început părea simplă treaba, în sensul că știam cumva linia, după care am fost un pic bulversat că s-a schimbat linia. Deși la început m-am bucurat că s-au gândit să pună numele meu personal și pentru personaj și personajului, am descoperit că e fundătură cumva, că tot timpul spuneau Simi și nu înțelegeam la cine se referă. Nu înțelegeam dacă e... Și cumva te deconectează. Adică e interesant și cumva e un nume mai rar,
Dar pe mine când spuneai Simi, nu înțelegeam. Și acum zic Simi, Simi, stânga-dreapta și nu înțeleg la ce se referă. Mă deconecta, mă scotea din când îți auzi numele, te deconectează din personaj cumva. Să zic așa, partea depresivă a fost interesantă de jucat a personajului. Și totuși sunt la primul film, practic. Eu sunt venit de pe scena teatrului, sunt două chestii, așa. Dacă la film, la pe set, ceva nu iese bine, trebuie să dai de 5 ori la fel. La teatru ai un parcurs și o dai cum iese, ca să fie adevărat. Aici trebuie să o dai de 5 ori, 10 ori, 15, 20 de ori, depinde. N-a fost foarte ușor, cumva, prima întâlnire cu filmul. Dar pe partea altă ai și avantajul că dacă n-ai ieșit bine, o faci până iese bine. Deci cumva e cu du-te, cu du-te vino, cu dus întors. Da. Ca să nu dau spoiler, am avut vreo două scene un pic mai grele, din care cumva nu găseam rezolvare. Și am folosit tot ce am învățat până în momentul respectiv. Ai improvizat. Mi-am jucat ziua respectivă. Cumva, dacă te chinui prea tare, riști să plusezi și să fii fals. Am lucrat cu ce am avut emoțional în zilele respective și a ieșit. Frumos. Lebeton. Super, super. Ah. Vanessa, care sunt diferențele dintre Zoa? Cine Zoa? Zoe. Zoe și Zaira. În primul rând aici, Alisa e absolut genială pentru cum a gândit personajele, cum a scris. Zoe e puțin mai zăpăcită. Zoe habar n-are ce vrea și încotro. E foarte disperată după ideea de conexiune cu cineva, după afecțiune, după iubire. E foarte fragilă Zoe, pe de altă parte este foarte puternică, așa cum am spus, mi-am imaginat că până să-l cunoască pe Simi a luptat un pic singură, s-a protejat singură, a vânat singură acolo în pădure, deci cred că e așa o linie subțire între fragilitate și putere. Și Zaira știe ce vrea. Zaira este cu jobul ei, nu-i cu capul nori, e cu picioarele pe pământ, știe foarte clar încotro, ce vrea de la ea, de la ceilalți. Cumva mă regăsesc foarte bine în amândouă. Și cred că și depinde de zi. Dar când am jucat-o pe Zoe, chiar eram ca Zoe și culmea, când am jucat-o pe Zaira, chiar semănam mai mult cu Zaira. Și asta m-a ajutat foarte mult, că a trecut o perioadă, pauza aceea. Bipolar. Eu, de fapt, sunt diagnosticată. Să le zic acum ceva și nu zici. Da, cam asta e diferența. Partea și cu buletinul de depresie, să o filmez în depresie. Gen, chiar am avut o depresie, dar n-avea legătură cu filmul. Se spune, am învățat, nu știu dacă e, dar eu zic că e cumva mit. Nu e mit, pardon. De obicei, atragi în viața ta personaje care îți seamănă foarte mult în perioada respectivă. Toată lumea cred că poate să confirme chestia asta. Atragi, ca și așa cum atragi anumiți oameni, ca îi atragi pe aia care îți seamănă ție, e la fel și la casting. Atragi cam exact ceea ce urmează dinainte, să știi, cumva. Da. Și dacă pot să te întreb, cum a fost să joci în depresie, fiind într-o perioadă de scurtă durată de depresie? Greu. Mă trezeam, ziceam, am filmări, eram... Nu știu, cumva când ai așa ușoară depresie, totul pare greu. Nu știu dacă neapărat avea legătură filmarea cu chestia respectivă. Nu avea nicio legătură, cumva. Da, a fost un pic mai greu decât în prima parte, când eram ca o gazelă prin Sasca Montana. Căram, ce erau, regeneratoare ca o gazelă. Adică nu, n-aveam treabă, știi? Cumva s-a pupat bine, practic, prima cu a doua. Dar o parte din depresie era reală, nu era jucată. Da, textul l-am învățat eu, că nu era meu. Dar, da. Ce colaborator ați avut în producția filmului? Colaboratori. Am avut mai mult pe partea de locații, cred. Deci pe partea de locații. De locații s-a ocupat Madalina, așa cum am zis, și Mario.
cafenele, Julius Town ne-a oferit un spațiu foarte mare unde ne-a trebuit, am avut nevoie să filmăm o scenă cu psihologul, bla bla bla. Sală de sport, Gym One. Da, dar e Gym One. Da, na, așa. Da, archerii, da, am avut o echipă de arcași profesioniști, da, care au venit pe toată perioada aia, ei au tras cu arcul și asta le-a explicat. Cred că Vanessa a luat și ore, câteva ore de înainte, da, de tras cu arcul. Da, chiar e nevoie pentru situații de genul ăsta. Cezar Boy, cu care e cu Dog Arena, unde îți dresează câini și îi antrenează în tot felul de situații. El l-a dublat pe Simi atunci când a fost atacat de câine. Ca și colaborator pe partea de muzică, am lucrat cu George Denis și cu Ovidiu Dodo Moldovan. Fiecare au avut partea lui. Denis s-a ocupat de partea de muzică mai simfonică, instrumente clasice, muzică epică, iar Dodo s-a ocupat de partea de muzică mai modernă, artiști, voci și alte chestii de genul ăsta. Bine, ei împreună au făcut toată coloana sonoră a filmului, care putem să spunem că e 100% originală, făcută pentru film. Nu e luat nimic de undeva, gen cumpărat sau împrumutat de pe site-uri sau cum... Na, facem toți în ziua de azi cu diferite sunete și melodii. Și Atila, Lukinic Atila, el e inginerul de sunet care ne-a... a făcut mix master pe tot sunetul, ce înseamnă toate sunetele care se aud în film, vocile, muzica. Și mai e o chestie importantă, nu știu dacă am mai văzut până acum la alte filme românești, filmul nostru e 5.1. E masterizat 5.1, da. Acum nu știu dacă la o comedie e neapărat nevoie de 5.1, dar aici... da, aici având prima parte a filmului care e un pic mai SF, o să fii în sala de cinema și dacă, să zicem, drona vine din spate, o auzi că vine din spate, dacă îți vine din lateral, asta înseamnă 5.1, e surround-ul respectiv, da, da. No. Deci asta, acum nu știu dacă zic corect sau nu, o să tăiem dacă cumva, dar cred că filme românești 5.1 nu cred, pentru că oricum e o chestie mult mai costisitoare, se masterizează altfel, se lucrează total diferit pe partea de sunet. Așa stereo e simplu, e mai, mult mai simplu. A zis Alisa că o chestie, cred că tu ai zis, o chestie interesantă, că ca și echipă, să zic așa, suntem destul de... închegați. Suntem destul de complexi, da? Și să zicem că... neapărat că nu ai nevoie, că tot timpul e binevenit dacă vine cineva care poate să aducă valoare echipei. Dar în principiu, cei care suntem acum putem, adică se vede, putem să ducem cap-coadă o producție. Pentru Mario și Ovidiu, ce echipamente ați folosit? Echipamentele pe care le-am folosit ca să filmăm nu sunt cele mai de top. Bă, e ok să zic așa? Da. Ce nu? Da, nu, că după aia, de fapt, vreau să vin cu o altă chestie, știi? Am folosit Sony și am folosit Blackmagic. Acum, nu știu, lumea poate s-a mai uitat, au văzut filmul The Creator, despre care toată lumea a vorbit. Este un film de Hollywood, gen, na, cu buget, blockbuster, bla, 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 care a fost filmat exact cu camera aia cu care filmăm noi acum acolo. Da. Da. Deci, asta. Da, care este o cameră body, dacă îl cumperi undeva la 3500 de euro. Deci un film de 80 de milioane de euro, buget, blockbuster, a fost filmat cu genul ăla de cameră. Cumva, cred că... creatorii, filmmakerii încearcă deja să explice prin chestia asta, să arate că
nu cred că mai contează atât de mult. Oricum, tehnica a ajuns la un nivel la care cred că poți face un film și cu un, și cu un iPhone, cel puțin cu iPhone 15, sigur poți să faci. Și să nu ne cramponăm pe chestia aia cu ce am filmat, că nu știu ce, că în fond și la urma urmei, cred că oamenii se uită la film pentru poveste, cred. Acum, și dacă ar fi, gândiți-vă toți, dacă te duci la un film super filmat, cel mai tare film posibil filmat, dar povestea e slabă. Efectiv, începi să caști, te scarpini, te întorci, te plictisești. Dacă te prinde povestea, cred că nu contează cu ce e filmat, nu contează cum e filmat, dacă povestea e bună. Asta e părerea mea. Păi, povestea, cumva, povestea și clar implică după aia chestia aia, cum joacă actorii, cum toate chestia aia, mult mai mult decât cu ce, cu ce s-a filmat, echipamentul. Cred că echipamentul e undeva, e pe un loc un pic mai, e important, bineînțeles, mai ales când vrei să faci, acum vorbim de chestii, vorbim de filme SF și Marvel și tot, e clar că acolo e implicată foarte multă tehnică și nu doar camere, mă refer tehnică de cum să-i aghețe pe oameni, să-i tragă, să-i tot felul de scripeți, de, în fine, e clar că tehnica a ajuns undeva, dar până la urmă, tot povestea te face să te duci la film. Deci, Blackmagic, Sony, DJI, drone. DJI, drone, da, 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 da. Deci, să zic așa, tehnica e undeva, cum se zice, cum e aia? Prosumer, cum e? Așa se numește? Undeva medie. Medie. Deci nu e high class, nu e low class, e undeva. Dar adaptată pentru anul în care suntem. Avem cu ce asta. Ah, da. Dă-i lasă să zică că avem ce? Cu ce. Ah. Da, spune. Păi da, dar n-am zis. Da, da. A zis din nou. Ah, referitor la ce zicea fratele. Avem cu ce. Bine, acum pentru toți, de ce trebuie să meargă oamenii? Lumea? La cinema să văd filmul tău? Da? Vostru. Filmul vostru. În primul rând să meargă lumea, cel puțin din Timișoara, pentru a susține filmul timișorian. Cumva suntem, nu vreau să zic ceva greșit, dar cred că suntem singurii din Timișoara care facem filme de lung metraj și le avem în cinema. Și măcar pentru treaba asta, timișorenii să meargă pentru a susține, să ajutăm Timișoara pe partea asta de film. Hai, Timișoara! Așa. Și pentru poveste, că e foarte faină, și pentru cei doi actori care sunt... Da, au jucat atât de fain, mai ales Simi, după ce frate mi-a urlat în continuu la el. Ca un tată păsător. Implicat. Și pentru imagine, chiar am lucrat foarte mult. Toată echipa, de la scenariu până la produsul final, a fost o muncă asiduă și chiar merită văzut. E fain filmul, de ce să nu mergeți? De ce să nu mergeți să nu-l vedeți? Da, sunt de acord cu ce a spus Alisa, pentru că, cumva, băi, e făcut în Timișoara de timișoreni. Adică, de ce să, nu știu, și dacă nu ești fan film românesc, băi, ești nebun, niște timișoreni au filmat un film în Timișoara și arată fain. La de simpla curiozitate, hai să vedem ce pot timișorenii noștri. Pe lângă, bine, asta e o chestie așa, bonus, cumva. E foarte fain și imaginea, zic eu, că își va spune cuvântul, pentru că multă lume se uită din apropiați și cei care au văzut frânturi. Și erau ceva de genul, bă, dar chiar interesant. Zici că e ca la Hollywood. Zici că e ca la Hollywood, gen, uai, ce fain arată, ce voi ați tras chestia asta? Zic, da, noi, uite că se poate. Adică nu-ți trebuie, vorba lui Ovi, că vorbea de echipament, Ovi și Mario, nu trebuie să ai cameră de 50.000 de euro neapărat. Se poate și cu 3.500. Și poți să imiți Hollywood-ul. Bollywood. Deci să meargă și să meargă că o să câștige ceva fain. La o tombolă, la un giveaway. Nu dau mai multe detalii, că e spoiler.
Dar nu, glumesc. E un film fain și invităm pe toată lumea să vină să ne vadă. Cred că pe lângă povestea foarte, foarte faină pe care o au cele două personaje, e un film educațional. Pentru că până la urmă e vorba de un băiat care are o tulburare, o problemă psihică și care ajunge să o ia razna. Și cred că prin film facem și un apel la atunci când ai anumite simptome să te duci să te cauți, să vezi dacă ești ok, dacă nu ești ok, poate ai un diagnostic, poate nu ai. Cred că asta e foarte important, să te duci să iei un tratament potrivit pentru ce problemă ai tu în cazul în care ai. Suntem foarte mulți care avem, oricum toți suntem predispuși la a o lua razna. Și cred că și asta e important în film. E educațional, mai presus de orice, pentru mine așa îl văd eu, așa obiectiv la final. Deci mergeți să-l vedeți. O, a ajuns din nou la mine. Eu ce pot să spun? Păi trebuie să meargă ca să vadă cele câteva efecte speciale și apoi să comenteze că sunt fake. Da. Și că se putea mai bine. Da. Deci veniți la film. Pentru că nici nu știu ce pierd. Era o veche vorbă. Nici nu știți ce pierdeți dacă nu vedeți filmul. Nu, eu cred că filmul ar trebui văzut pentru că o echipă mică, cu buget mic, că nu ne ascundem după DGT, a reușit să facă ceva ce alte echipe cu bugete uriașe nu fac. Deci de asta ar trebui să meargă să vadă filmul. Cred că cu al treilea nostru lungmetraj am evoluat extrem, extrem de mult pe partea de imagine în special și nu știu, mi se pare că Asimptomatic are o poveste aparte, e ceva... Nu știu, e o paralelă între două lumi. Te face să gândești, te face să te întrebi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Cumva, nu știu, îți pune creierul în mișcare. Asta mi se pare mie special Asimptomatic. Și Îndemnul? N-ai zis, deci, ben, cum a zis toată lumea. Stai. Mergeți la film. Mergeți la film ca Urticariu. Filmul este și în București, l-am băgat la Ficotrocenda, îi invităm și pe cei de acolo să vină să vadă. Cred că are legătură și cu filmul local, dar cred că mai mult are legătură cu filmul în România, pentru că în România, cred că știți și voi toți unde e industria filmului românesc. Cel puțin acum 5 ani era destul de low. Acum, în ultimul timp, am văzut că și oamenii au început să fie mai receptivi, au început să apară tot mai multe filme, e adevărat, din partea de est a țării, de la București, dar e adevărat, pe partea de vest, nu știu dacă există cineva care, nu care a făcut un lungmetraj, care a făcut 3 lungmetraje, că noi avem 3. Despre aia, încerc tot timpul să zic chestia asta și să înțeleagă lumea că da, ei ne susțin, toți care vin la film, clar. Pentru că ne dau confirmarea, să zic până la urmă, dacă lumea chiar vine și simțim și noi că a fost un mic succes, o să avem confirmarea că, cred că e bine, da, cred că e bine ceea ce facem și hai să mergem mai departe, să-l facem pe următorul și pe următorul și pe următorul. Da, da. Deci... Go, Asimptomatic! Veniți la film, da, vă așteptăm în 23 februarie pe seară, cred că la una dintre reprezentații. Încă nu știm ora la care e exact reprezentația respectivă. Vom da podcastul, vom ști. Da. Atunci aveți ocazia să vă întâlniți și cu echipa. Vom face o întâlnire, facem poze cu actorii, tragem cu arcul în cinema! În cinema! Cineva sau cinema? Cineva sau cinema? Cineva la cinema. Say that 5 times, cinema la cinema. Dacă vreți să aflați mai multe chestii despre noi, noi suntem pe toate rețelele de socializare, începând de la TikTok, la Facebook, Instagram sau pe YouTube și pe site-ul nostru oficial www.tfs.ro.
Noi acum am început să postăm diferite imagini și diferite reel-uri cu noi din spatele camerelor, cu ce s-a întâmplat, cum am mâncat în pădure, iar vorbesc de munte, iar vorbesc de natură, dar dacă vreți să vedeți un pic din ce am trăit noi, suntem pe toate rețelele de socializare. Și iarăși e foarte important să aflăm feedback-ul. Cine merge la film, vrem neapărat comentarii pe site, oriunde, vrem să auzim cât mai mult feedback. Da, pro sau contra, nu contează. Și eu mai vreau încă o dată să le mulțumesc absolut tuturor pentru toată munca. Echipa asta e bombă, chiar e bombă. Mulțumesc echipei și prietenilor și familiei și iubitului meu Stelian. I-am spus că o să-l menționez în podcast. Îl iubesc mult. Care el în fiecare seară îmi spune: sunt imună ca și tine. Așa face mișto. Așa face mișto și da, prin asta mă susține mult. Spui, eu sunt asimptomatică. I'm sorry. Poți să-i dai înapoi. Din păcate, nu toată echipa TFS este aici. Așa s-a întâmplat. Vrem să le mulțumim lui Alex și Mădălinei că au fost alături pe tot parcursul filmărilor. Și vrem să mulțumim celorlalți actori care au participat și mai ales voluntarilor, pentru că e foarte important, am avut voluntari și vrem să mai avem. Deci, țineți legătura cu noi! Noi mai oprim, da? Da! Să nu mai avizat, dacă data atâtea va ști. Ai zis că vrei să facem nu știu ce? Să facem da, topuri! Nu știu topul meu. The one again, one more time. Asta am văzut. Timișoara Princesa IT Podcast.